revoltă a fermierilor români după ce în supermarketuri au apărut ouă din Ucraina, care costă doar 55 de bani bucata. Crescătorii de păsări de la noi susțin că nu pot concura cu prețurile mici, li se par oricum dubioase și de aceea cer ajutorul statului. În vreme ce autoritățile de la București refuză să comenteze situația, oficialii bulgari solicită la Bruxelles suspendarea importurilor. Băi, a venit și la Vâlcea oferta din Ucraina, da? 30 de ouă la 17 lei. Deci vor să termine și producătorii români. Așa, bravo Ucraina! Imaginile postate pe TikTok sunt dintr-un mare lanț de supermarketuri. La un așa preț, ouăle din Ucraina s-au vândut rapid. Astăzi, în același magazin, produsul nu se mai găsea. Sunt curios dacă cumpără restaurantele acum. Ne dau omletă din Ucraina? Da! Categoric mâncăm omlete la restaurante cu ouă din Ucraina. De ce importăm din Ucraina? Pentru că am distrus zona de creștere porc, am distrus de ovină și acum dacă intrăm și peste zona de pasăre, imaginați-vă că și magazinul respectiv și-a pus un adaos comercial consistent vis-a-vis de prețul ăsta de la raft, dar el este cu mult sub prețul ouălor românești. 30 de ouă românești costă în jur de 22 de lei, deci cu aproape 30% mai mult. Producătorii români se plâng de concurența neloială. Prețul mi se pare îngrijorător de mic. Să ajungă din Ucraina până la noi pe rafturi la un preț atât de mic nu este o veste bună și nu cred că aduce niciun beneficiu clientului, consumatorului final. Cumpărătorii preferă în special produsele românești, dar contează la fel de mult și prețul. Când noi avem atâtea crescătorii în țară, de ce să aducem de acolo? Favorizăm importurile, poate chiar ilegale. E bine să fie ouăle importate, pentru că noi avem atâtea resurse de găini în țara noastră. Nu sunt de acord nici cu uleiul, nici cu toate, sunt cu mari probleme. Ouăle din Ucraina pot reprezenta un pericol pentru sănătatea celor care le consumă, atrag atenția experții din industria alimentară. Lucrurile sunt necontrolate, nici nu știm calitatea acestor ouă și nici nu știm cu ce sunt hrănite găinile în Ucraina care produc aceste ouă. În Ucraina nu cred că se verifică ceva, chiar dacă instituțiile statului ne spun lucrul ăsta. Același lucru îl reclamă și fermierii români și cer ca marfa care vine din Ucraina să fie analizată pentru a se descoperi dacă e sau nu contaminată. Întrebat de situație, ministrul agriculturii nu a dorit să comenteze subiectul. În schimb, vecinii bulgari sunt hotărâți să ia măsuri drastice. Sofia a cerut Consiliului Uniunii Europene suspendarea importurilor.